numărul 1 în furnizarea de soluții complete pentru grajdurile de animale, compania Hermann și-a diversificat în ultimul timp serviciile, implicându-se în domeniul fotovoltaic și al biogazului. Firma Hermann se ocupă de hale, grajduri, amenajările interioare de acum 50 de ani. Anul ăsta avem și aniversare de 50 de ani. S-a început cu amenajările interioare pentru grajduri. După care, bineînțeles, după un timp s-a pus problema de ce nu mai interioare, de ce nu și grajdul în sine. Am răspuns la această solicitare și, bineînțeles, echipele la Hermann au crescut. Între timp avem peste 300, ne apropiem de 400 de angajați cu diferite domenii, construcția halelor, dar nu numai a grajdului în sine, ci și hale de adăpost, cereale, mașini utilaje și așa mai departe. Din toate acestea, un grajd cu suprafață mare de acoperiș, bineînțeles că se oferă și a folosi această suprafață, am început și cu domeniul fotovoltaic. Totodată, bineînțeles, la animale am deșecții și așa mai departe, materia primă pentru biogaz și am de 3 ani avem și domeniul biogaz. Pot să zic așa, firma Hermann, afară de grajduri și amenajările interioare, ne ocupăm și de partea energiei regenerabile, fotovoltaic și biogaz. Din anul acesta începem să promovăm proiectul biogaz tot mai tare în România și noi, firma Hermann România, implementăm sau depunem acum un proiect de 2 MW pentru firma noastră la Miercurea Sibiului, unde avem sediu. În prezent, firma Hermann derulează câteva importante proiecte de construcție a unor grajduri de porci sau bovine. Avem solicitări. În momentul de față derulăm 4 grajduri la Turnul Severin. E vorba de grajduri de porci. Acolo avem, se tinde la un sistem închis, de la reproducție până la abatorizare complet. Clientul e un client mai vechi, face acum al doilea proiect și urmează al treilea proiect, care îl realizează. Asta ar fi partea de porci, partea de bovine. Avem primul grajd în România, deoarece suntem, să zic așa, de scurt timp pe piață, la Doaga, lângă Focșani. E vorba de un grajd de 350 de capete de vaci cu lapte, pe lângă acesta și sala de mulți, care s-a aproape gata. Sala de mulți din partea noastră, firme Hermann, e gata. Grajdul de vaci, suntem în ultima fază, deoarece temperaturile nu le-au permis celor de la construcții să-și termine fundațiile. Românii sunt destul de reticenți în ceea ce privește adoptarea tehnologiei fotovoltaice și asta pentru că mulți nu au înțeles că e mai rentabil de produs energie electrică utilizând panourile solare și apoi vândută statului la un preț mult mai bun decât păstrarea acesteia pentru consumul propriu. În general, dacă se vorbește de sisteme solare, cei mai mulți se gândesc mai mult la apă caldă. Aici trebuie să facem o diferență între fotovoltaic și solar termie. Solar termie se, într-adevăr, se referă la apă caldă, producția apei calde. Dar, în schimb, fotovoltaica e prea puțin cunoscut. Și cele mai multe solicitări care le avem se îndreaptă spre un sistem de stocare a curentului, ceea ce e foarte scump și nerentabil. Noi, să zicem așa, putem să ne acoperim necesarul de curent. Dar nu prin stocarea acestuia, ci prin a-l produce și a-l injecta în rețea. Pentru că e mai ieftin să-l cumpăr la condițiile din piață decât să folosesc, să consum curentul propriu produs. E prea scump. În domeniul fotovoltaic
legislația sau prin lege e asigurat, sunt asigurate 6 certificate pe megawatt produs, megawatt oră produs. Lucru care e dat de lege, care nu se aplică în momentul de față.